Doi soți din Drobeta, Turnul Severin, sunt cercetați pentru trafic de persoane și trafic de minori după ce ar fi exploatat prin muncă două fete și două femei. Aceștia le-ar fi obligat să cerșească în Italia. Serviciul de combatere a criminalității organizate Mehedinți și procurorii DICOT au efectuat o percheziție în Drobeta, Turnul Severin, în locuința doi soți. Femeia de 28 de ani și bărbatul în vârstă de 41 de ani sunt bănuiți de trafic de persoane și trafic de minori după ce ar fi exploatat două fete minore și două femei. Aceștia le țineau în locuința lor și le obligau la diferite munci, inclusiv la practicarea cerșitoriei în Italia. Victimele au fost salvate și predate reprezentanților DGASPC Mehedinți. De asemenea, au fost identificate mai multe victime ale infracțiunii de camătă săvârșite de aceleași persoane. Urmarea aprobatorului administrat, procurorul de caz din cadrul DICOT a dispus măsura reținerii față de femeie, iar față de soțul acesteia măsurat controlului judiciar pentru 60 de zile. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și camătă.